Președinte, v-aș întreba despre Klaus Iohannis. Ați spus că v-ați dori să faceți un tandem în fruntea Ministerului de Interne pentru Schengen. Pentru Schengen. Dar până la urmă, domnul Iohannis, cu ce poate ajuta în povestea asta? Că nu are atribuții pe justiție. Acolo e domnul Cazanciuc. N-are, însă la Jai, când se discută Schengen, merge ministrul de interne. Asta una. Și Iohannis ar fi un mare câștig în Jai, în Consiliul Justiție și Afaceri Interne, pentru că vorbește în mod cert, cel puțin limba germană. Stroie dădea din mâini pe acolo. Era, n-avea dialog, contactul direct. Trebuia să transmită prin secretar ce vrea să spună miniștrilor. Deci, Iohannis ar fi un câștig și un câștig de limbă germană, important. Susținerea Germaniei ar fi foarte importantă pentru a dezgheța problema Schengen. Al doilea element, știți că eu m-am opus desemnării lui ca prim-ministru atunci când desemnarea lui s-a făcut la Grifco, la Voiculescu. De data aceasta se pare că a fost o inițiativă a PNL-ului, drept pentru care, nefiind afectată de interesele lui Voiculescu, consider că o pot susține ca ministru. Întrebarea este, cum credeți că va putea un primar de municipiu să facă față grupurilor, chestorilor și generalilor din Ministerul Administrației și Internelor? Sau îl vor mânca Domnul Bod, nu cred, pentru că un primar, să nu credeți că nu e obișnuit să dea dispoziții sau că are complexe. Primarul unui oraș mare nu prea are complexe în fața generalilor, în fața, deși știe că ei au salariu mai mare ca el. Dar are atribuțiuni, este legitim, nu cred că îi suflă în ciorbă generalii, unuia care a exercitat funcția de primar. Bun, o să vedem astăzi, bănuiesc că cei doi lideri vor ajunge la o decizie și aseară opinam și văd că lucrurile se confirmă, că această criză va fi rezolvată prin gestul intervenția lui Voiculescu. Prin gestul mărinimos al lui Dan Voiculescu. El le creează, el le oprește. De a renunța. Dar nu știu dacă a creat-o Voiculescu, dar oricum va profita de această situație. Criza, așa cum ea a fost creată, a devenit artificială de la un punct încolo. Pentru că s-a ajuns să discuți de stabilitatea unui guvern pentru un vicepremier din partea unui partid minuscul, e clar că era o problemă făcută să fie rezolvată. Da, din partea unei televiziuni cu salariați ca la Antena 3, nu mai e. Nu, deci dacă îl punea pe unul Victor din acei salariați, Viorel Ponta, da. Dacă era unul din acei salariați, problema era groasă. Deci da, dar totuși nu s-a ajuns până la, până la un asemenea nivel. Dar revenind la povestea cu Iohannis, va deveni ministru de interne.